podcastul lui Radu Prisăcaru. Episodul 37. Coaching pentru viitor. Bună, dragi prieteni, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisăcaru. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare seară avem invitat special. De data asta avem un domn special cu care eu mă știu de câțiva ani, cu care conlucrăm într-un sector foarte interesant, foarte nou pentru România, cel de coaching. Bine ai venit, domnul Vasile Roman. Bine, te-am găsit, domnule Radu. Te-am invitat pentru că ai lansat o carte și vreau să discutăm despre această carte, care este oarecum în zonă comună, atât în coaching, dar și într-o zonă, sau pleacă dintr-o zonă pe care, în care ai activat foarte mult timp, în cea ai avut și haina de militar, nu? Domnul general, în rezervă. Și vreau să discutăm despre această carte și despre multe alte provocări pe care le avem în acest moment, în viața noastră de zi cu zi, pe care ne le oferă pandemia, pe care ne oferă activitatea economică pe care amândoi o desfășurăm și mai ales pentru cei care ne urmăresc, cum putem să-i ajutăm? Pentru că coaching-ul este nou în România și amândoi trebuie să explicăm de fiecare dată clienților noștri cu ce îi putem ajuta. Încă o dată bine ai venit și hai să o luăm cu începutul. Da, mulțumesc de invitație. Multe provocări și încerc să le structurez un pic. Ai folosit cuvântul pandemie. Eu am scris cartea asta în pandemie. Am scris cartea în pandemie pentru că mi s-a părut necesară, având în vedere că citind sau întâlnind clienții, majoritatea spuneau ceva s-a blocat, nu avem o soluție de ieșire, să sperăm că se termină și să revenim la viața ce a fost înainte și eu tot timpul spuneam la viața dinainte nu mai revenim. Deci cu siguranță orice criză, că este economică, pandemică și așa mai departe, testează reziliența populației, creează oportunități pentru unii și spaime pentru alții, dar aduce și schimbări. Una din schimbări pe care o vedem este lucru la domiciliu, pe care nu ne-am imaginat înainte de pandemie. Asta a fost prima, adică atunci când te ține ceva în casă, îți găsește îndeletnicirea. Al doilea lucru, am fost determinat să scriu cartea pentru că am constatat că mulți dintre oameni, din dialogul pe care l-am avut, din ceea ce percep că scriu alții, mulți oameni se pierd în tot felul de preocupări care n-ar trebui să fie importante pentru ei, sunt consumați de problemele societății pe care oricum ei nu le pot dirigui, nici nu le influențează foarte, nici eu nu le pot influența. Și nu-și stabilesc câte ceva care ține de ei. Ok, eu vreau să fac lucrul ăsta. Deci e o chestiune de a vrea. Și ca să vrei, trebuie să îndrăznești, să te gândești la ceva. Mulți dintre noi ne lamentăm. Este cel mai simplu lucru. Dacă lumea ar fi altfel, eu aș fi altfel. Nu spunem, dacă eu voi fi altfel, voi creiona lumea altfel. Și atunci am zis, trebuie să scriu ceva care să provoace oamenii să creadă că se poate. Este o combinație, cartea, între ceea ce înseamnă, titlul este Îndrăznește, țintește, cucerește, este așa mobilizator. Să știi că asta a fost și în mintea mea, să mobilizeze, adică să provoace prin titlu. Și am încercat aici să aduc două lucruri sau două lumi un pic paralele. Experiența unui militar, pentru că toată lumea spune, sau nu, sunt două categorii de oameni, unii spune așa, domne, societatea nu e ca armata, nu funcționează, armata e cu regulă, cu disciplină, cu normă, cu loialitate, cu valori, viața civilă este altceva. Și am zis, ok, hai să vorbim un pic despre ceea ce înseamnă viața militară sau experiența militară și partea de antreprenor, că de 2 ani de zile sunt într-o lume în care încerc să vând ceea ce știu să fac bine, să ajut, dar pe partea cealaltă nu numai voluntar, ci și într-un interes clar material, adică să fructific ceea ce știu și ofer în formă materială, pentru că până la urmă din asta trăim, din forma materială. Bun, am făcut această combinație, să spunem, aducând cititorul pe lângă mine și ducându-l din ceea ce înseamnă am făcut în armată, fac și se poate face în viața civilă. Deci cam asta este așa, o trecere în sau cum, o trecere în revistă a cărții. Acum, dacă trec în lumea cealaltă, și aici fac așa o campanie negativă la cartea mea, am fost întrebat la un moment dat de cineva,
nu mai știu, în lumea virtuală, da? Deci n-am avut ocazia față în față, m-a întrebat așa: ce poate să învețe un antreprenor de la un militar, domnule general? Și am zis, parafrazându-l pe Brătianu, măsura. Ei, am spus măsura și am spus puncte, poate să învețe o planificare judicioasă. Adică știu ce trebuie să fac, am capacitatea, am analizat resursele și voi face. Ei, de aici, din cele două lumi, una care spune, a, domnule, militare, să ne las voi acolo cu armata, cu teatre de operații, cu... nu funcționează la noi. Și lumea cealaltă care spune, de ce nu împărtășiți mai mult din ceea ce ați experimentat? Foarte interesant și vreau să continui cu o postare pe care ai avut-o apropo de faptul că faci ceea ce faci și pentru bani. Da. Și ai avut o postare foarte interesantă prin care ai spus, pentru că suntem și prieteni pe Facebook, ai spus că ai mărit tarifele, prețurile pentru... Nu, part... invers. Invers? Am spus, nu am mărit. A, nu am mărit. În această perioadă nu am mărit. Și reacția unor a fost, doamne, ești de apreciat. Ba, pe partea cealaltă am și făcut atunci, la postare sau la, de pe blog, acolo era articolul, am și făcut o ofertă pentru cadrele medicale, adică 10 servicii de 10 ore, da, 10 ședințe de coaching gratuite. Nu s-a înghesuit atât de mult lumea pentru că percepția despre coaching este destul de vagă. Deci puțină lume înțelege ce, ești terapeut, dacă ești terapeut, dacă ai făcut facultatea de psihologie, ești consilier, dacă ești consilier, care este background-ul tău în zona și e destul de dificil. Dar am spus atunci, mi se pare cât se poate de normal, că deși trecem printr-o criză sau suntem afectați de criză ca antreprenori, pe partea cealaltă, atunci când faci servicii pentru om, da, mi se pare că nu este corect să mărești prețurile, chiar dacă a crescut prețul la energie, nu este nici corect să faci, eu știu, sau, o să scazi prețul, că nu mi se pare corect, este bine să asiguri un bonus, adică să dai ceva în plus, exact. Pentru că în fond, criza nu va fi gestionată decât de oameni, iar oamenii nu pot gestiona criza decât dacă înțeleg ce se întâmplă cu ei, dacă fac o analiză mai clară a situației în care se găsesc, dacă au mai multă încredere în oameni, dacă sunt mai transparenți cu angajații, cu clienții, cu toată lumea și dacă într-adevăr gândesc în afară. Mi-a plăcut, este un tip american, îmi scapă numele, lucrează cu John McChrystal, care face un exercițiu pe care nu l-am auzit niciodată. El ceea ce gândește și face în prezent, face pentru viitor. Și am zis, nu se poate. Și am încercat să disec un pic și este foarte fain să nu rămâi ancorat în prezent, pentru că prezentul este angoasant, să spun așa, da? Adică îți creează anxietăți. De ce? Prețul la energie a crescut, unele întreprinderi s-au închis, Horeca nu funcționează, mască pe stradă. Și dacă gândești lucrurile în prezent, rămâi ancorat acolo și mintea ți se blochează. În schimb, dacă spui așa, noi avem militari o chestie foarte faină, tot o recomand clienților mei, la management în general. Noi militari avem operații curente, avem operații de modelare și operații decisive. Cele care sunt curente este războiul pe care îl ducem. Cele care sunt de modelare sunt operații pe care le desfășoară în general forțele speciale, forțele de informații. Și ce fac? Studiază foarte bine prezentul, dar modul în care el poate fi influențat de așa natură cât succesul acțiunii să fie al nostru și nu al adversarului. Ce fac ei în operație de modelare? Influențează inamicul să-i scadă voința de a lupta, influențează forțele neutre de așa natură încât să treacă de partea noastră, identifică tot ce este vulnerabil în zona adversarului și poate fi folosit și așa mai departe. Ei, toate aceste operații de modelare îl duc pe inamic într-un loc în care spunem, acum e momentul. Acum este momentul să avem operația decisivă. Ce înseamnă asta? Că cineva din spate a pregătit pachetul de forțe care poate lovi atât de bine. No, bun, același lucru este și la noi. Auzi pe unii spune, bun, dar mă consumă ziua de astăzi. Eu nu mă pot gândi decât la datorii de la bănci și cealaltă. Păi atunci acolo să rămânem. În datorii de la bănci. Exact. În schimb, dacă noi spunem operațiile curente să le conducă cineva sau le conduc eu, dar două ore pe zi, și două ore pe zi stau cu cineva care este priceput în a prefigura viitorul și am un dialog pe ceea ce înseamnă, bă, cum putem modela? Păi zice, pe cine? Păi pe client. Păi ce? Să cumpere mai mult, să cumpere mai bine.
Pe ce sunt modern? Pe produs. Ceea ce facem noi, să-l facem. Ok, deci începem să gândim modelarea. Și după aceea, cineva care vede viitorul decisiv spune așa, ok, voi ați pregătit matrița pentru o cană nouă. Ok, și asta cum se va vinde și mai departe. Bun, eu am pregătirea de producție de, nu știu, peste 2 luni de zile intrăm și producem acel tip de cană. De ce? Pentru că am făcut pe toți curioși. Cum o să arate cana aia? Ce inscripție o să aibă? Dar e caldă, e rece, exact. E mare, e mică. Bun, astea le-am învățat în armată și le-am experimentat, pentru că am fost în Afganistan și în logica lucrurilor că faci operații de modelare și decisive. Se potrivesc foarte bine, nu trebuie să fii în uniformă și nici nu trebuie să ai o gândire așa rigidă, să spun. Important este să știi ce se întâmplă în jurul tău și să vrei să schimbi contextul de așa natură încât să faci performanță. Ai perfectă dreptate, pentru că știi cum se spune că cea mai bună modalitate de a ghici viitorul este să-l creezi. Și de fapt asta spui, că trebuie să ne creăm noi viitorul, să gândim și pentru viitor, să acționăm mai ales pentru viitor, pentru că dacă rămânem doar la nivel de gândire, e bine, dar trebuie să mergem mai departe. Hai. Cum s-a potrivit partea militară cu partea de coaching? Pentru că aici îți trebuie o altă deschidere, o altă abordare a oamenilor. Erai pregătit în armată, ordinul se execută. Nu? Aici deja începi să pui mai multe întrebări, deci nu mai dai ordine, pui întrebări. Pui... Cum s-au lipit cele două? La lansare am zis că... Facem această scurtă pauză pentru a te abona la acest canal de YouTube. Apasă acum pe butonul roșu din dreapta jos pe care scrie abonează-te sau subscribe. Toată viața ca militar am avut dreptul să vorbesc. Bine, întâi mai puțin că eram locotenent, da. Dar când am ajuns în general tot mai mult. Da. Și să ascult tot mai puțin. Din postura de coach trebuie să asculți foarte mult și să vorbești cât mai puțin. Exact. Și atunci am zis hai să scriu cartea, dacă nu pot vorbi. Primul lucru pe care l-aș sublinia este faptul că eu nu m-am pregătit pentru o carieră de coach, i-a venit în nicio discuție, m-am format după aceea, dar m-am pregătit întotdeauna pentru ceea ce înseamnă să conduci oamenii și deși am lucrat în mediul militar, nu m-am oprit la studiile militare, adică fiind la Iași, și având oportunitatea asta educațională, am zis că nu se poate să nu mă dezvolt și în latura umanistă și am făcut facultate de psihologie. Multă lume m-a întrebat cum mi-a folosit. Mi-a folosit enorm de mult pentru că am învățat să lucrez bine cu oamenii, am învățat să-i cunosc, am învățat să văd când omul este sub imperiul emoțiilor și să nu fiu atât de rău atunci, să fiu mai înțelegător, așa. Să fiu mai rațional. Am învățat să empatizez cu oamenii, chiar dacă în armată noi suntem mai duri. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, dar știm să batem și pe umăr, să mulțumim pentru un lucru bine făcut. Adică lucrurile astea de sau a lucra cu oamenii și știind cum să lucrez cu oamenii, că totuși la psihologie 5 ani de zile am învățat ce înseamnă și convingeri limitative și ce înseamnă climat organizațional, ce e cultura organizațională, ce înseamnă individul, ce înseamnă percepțiile și așa mai departe. Deci partea de dezvoltare academică mi-a ajutat foarte mult în procesul de coaching. Pe partea cealaltă, eu mi-am dat seama că oamenii nu au nevoie de sfaturi, nici nu le plac sfaturile. Cu atât mai mult nu au nevoie de ordine. Nici nu putem discuta. În schimb, oamenii au simt nevoia să fie ascultați. Și eu am fost comandantul care a avut birou întotdeauna deschis. Chiar mi se spunea de foarte multe ori că îl lăsam deschis și plecam. Că s-ar putea cineva să-mi ia ceva din birou, documente secrete. Am avut încredere în oameni și nu s-a întâmplat niciodată. Deci birou deschis în dialog cu toată lumea, transparent. Și asta i-a făcut pe oameni să se apropie de mine, să-mi povestească mai multe decât povestesc ei șefilor lor sau un militar șefului lui. Am câștigat încredere, asta a fost un lucru bun. Și atunci, pornind de la ideea că sunt om de încredere, mi-am dat seama că și în dialogul cu clienții mei, ce e mai important în coaching decât încrederea. Adică să creezi acea relație de încredere în care omul să spună ok, ăsta mă ascultă, și ăsta nu mă judecă. Și să se deschidă, exact, pentru da. Că deci, trebuie să ajungi exact, cât mai adânc da, în el acest știe, proces. Uite, la toți clienții mei le spun unul și același lucru. După ce ne prezentăm și povestim de obiective, spun să ai încredere în mine. Tot ceea ce știu eu și îți poate fi de folos prin întrebări, prin exemple pe care le pot, dacă eu
nu este recomandat să influențezi, da? Este o chestiune care ține de tine, adică dacă tu nu spui am trăit asta și clientul zice și eu trăiesc asta și spui bun, hai să gândești ce soluții poți identifica, una, două, trei, ce încercări ai făcut și așa mai departe. Deci încredere, asta este o chestiune care m-a dus ușor spre zona de coaching. Mai este o chestiune pe care am experimentat-o și îmi place tare mult, este chestiunea de, hai să spunem, de relaționare în organizație, în climat organizațional. Eu am fost obișnuit când eram tânăr locotenent să fac bilanțul plutonului și la bilanț spuneam așa, se iasă în față Popescu, Georgescu și mai departe. Ați făcut prost la instrucție, bun, dacă era de pedepsit. Mai rărus cu lăudatul. Chiar țin minte că eu aveam așa o chestie de dialog cu soldații și informală și mai întrebam câteodată, mai ales când terminau ciclu sau se liberau. Da. Da? Bun, dacă ar fi ceva să spuneți rău, ce a fost? Și majoritatea soldaților așa, nu ne-ați lăudat. Deși am fost mai bun decât toți ceilalți soldați, nu ne-ați lăudat. Îmi amintesc odată la ea și aici m-am dus în fața, cred că aveam vreo 50-70 de oameni și am spus că mi-e rușine că sunt comandantul lor. Să le fie și lor rușine pentru că n-au făcut. Și am zis, acum realizez că eram doar critic, dar nu cu gândire critică, ci critic. Ei, a venit vremea americanilor de prin 1996, dacă nu greșesc, coroborat cu psihologia și am învățat că se poate face analiză post-acțiune, în care dialoghezi cu omul. Ce trebuia să faci, cum te-ai gândit să faci, ce ți-a ieșit, ce putea fi mai bine, unde crezi, da, ce crezi că ai învățat, dacă ar fi să mai repeți. Și atunci am identificat faptul că pentru a construi nu este nevoie să fii zbir. Pentru a construi nu este nevoie să faci micromanagement. Pentru a construi este bine să ai încredere în oameni, să le spui cine, ce, unde, dar să nu le spui cum. Și să ai o viziune. Exact. Bun, dar discutând de management. Da. Bun. Ei, și am învățat să dau feedback-uri, da? Adică elegant. Ok, bun, dacă aș fi fost, da, bun. Ei, am învățat în procesul de coaching că există și feed-forward, adică să te pui mai mult în bocancii soldatului decât în bocancii generalului. Înainte de a spune, bă, dacă eram în locul tău, făceam așa, să spun așa, bă, hai să ne gândim amândoi. Dacă ar fi fost așa, ce s-ar fi întâmplat? Și oamenii sunt mult mai deschiși, unul, să îngurgiteze opiniile tale și mai mult să se exprime, adică să spună ce cred ei. Că se întâmplă de foarte mult și s-a întâmplat în armată, amintesc un episod foarte fain. M-am dus eu să controlez instrucția grupei, general fiind, nu, colonel fiind, plecam în Afganistan. Știam din teoria lucrurilor, citisem tot documentarul Afganistan și vine un sergent la mine și zice, doamne, eroare totală, nu știți nimic. Zic, cum? Zice, haideți jos să vă explic. Și mi-a explicat ce și cum se întâmplă. Și atunci mi-am dat seama că suferința asta de micromanagement, de a te băga în seamă, de a controla, nu e pentru manager. Un manager trebuie să gândească foarte bine la ceea ce înseamnă pe unde trebuie să mergem și cel mai important lucru să le spui la oameni de ce trebuie să facă un lucru. Asta îi motivează cel mai tare. Exact. Țin minte că feciorul meu avea 4 ani, 5 ani și spunea, nu trebuie să faci asta sau trebuie să faci asta. Și îl mă întreba, de ce? Adă-mi argument. Și țin minte că am adus odată un argument, îngheață coarnele la cai. Se uite la așa la mine și zice, bă, prima, cai n-au coarne. Doi, e vara afară, n-are cum să înghețe. Și îi spun, bă, dai argument. Se uite la mine, râde și zice, da, e un argument, mă duc să fac. Adică oamenii n-au nevoie să fie forțați. Cel mai important lucru este să spui de ce trebuie făcut un lucru. Ei, astea le-am învățat mult mai târziu, adică le-am învățat într-o zonă de, eram general, colonel general, adică deja eram responsabil cu câteva mii de oameni și abia atunci am învățat că la oameni nu trebuie să le spui cum, ci trebuie să ai grijă să înțeleagă de ce să face, că dacă oamenii înțeleg, se transmite până jos. Dacă nu înțeleg, am făcut și experimente. Spuneam unui om care conducea 20 de oameni ce trebuie să facă. Și lăsam o zi să treacă și mă duceam la cei 20 de oameni și întrebam, bă, ce trebuie să faceți? Și erau frânturi. Și întrebam, bă, ce ne-ai spus? Atunci, eu n-am înțeles de ce trebuie făcută treaba aia. Și atunci am spus, bă, stai un pic. Păi degeaba spun eu ce să se facă. Dacă oamenii nu înțeleg de ce să facă, ce? Am avut un client foarte fain, zice, nu citesc subordonații mei, deși politica filmului este să citim. Și îl întreb,
Tu când ai citit ultima dată? Zice, de două luni n-am mai citit. Dar zic, de ce citiți cărțile? Și asta se gândește și zice, că ni se spune. Dar tu, dacă ți-ai pune întrebarea de ce citesc, ce ți-ai răspunde? Și are câteva chestii. Să fac, să dresc. Ok. Tu când le-ai spus subordonaților tăi că trebuie să citească cărțile, le-ai spus de ce? Zice, nu. Dar e o chestie bună. Am să le spun. Deci e o chestiune care ține omul se vrea. Pentru că, până la urmă, suntem atât de tehnologizați și atât de mult acces la cunoaștere și atât de multă mobilitate. O să discutăm aici vis-a-vis de mobilitate, cum folosesc unii, cum se numește, retenția angajatului. Dacă avem vreme să vorbim un pic despre retenție prin loialitate, pentru că avem o problemă. Imediat, da. Imediat, pentru că vom reveni, dragii mei, cu Vasile Roman, coach și fost militar, deci cele două sunt foarte bine îmbinate, după o scurtă pauză. Facem această scurtă pauză pentru a te abona la acest canal de YouTube. Apasă acum pe butonul roșu din dreapta jos pe care scrie abonează-te sau subscribe. Ziarul de Iași, live. Adevăr. Incisivitate. Curaj. Ziarul de Iași, live. Jurnalism de calitate. Bună, dragii mei, am revenit la podcastul lui Radu Prisăcaru după această scurtă pauză cu domnul Vasile Roman. Eu tot îi spun domnul cu toate că suntem amici buni, pentru că vreau să ne prezinte cartea pe care a scris-o și apoi revenim la discuția noastră despre coaching, privind și prin partea militară. Deci, Vasile, ai cuvântul, te rog să ne explici exact cartea și să ne spui, ne-ai spus cum ai început să o scrii, dar vreau să ne spui și exact structura, pentru că e foarte interesant. Da, uite, o să o prezint telespectatorilor, dacă se poate vedea, îndrăznește, țintește și cucerește. Are și două elemente grafice, două stele, ca să se vadă că totuși cel care a scris-o, nu, de acolo e, Doamne ferește, nu aș putea dezice de ceea ce înseamnă sau a însemnat instituția militară pentru mine. Și are și așa un tip care e în sprint, adică pleacă. Cartea a fost gândită așa, într-un fel de tutoriat, să spunem, nu știu dacă este cel mai bun cuvânt, dar am luat... Se practică, tutoriat, da, mentorat. Da, am luat... cititorul lângă mine, adică în cuvântul de deschidere, eu îi spun, uite, consideră că ești soldat, da? Și că n-ai făcut niciodată instrucție, hai să mergem împreună și să facem instrucția de așa natură încât să pleci de la soldat și să poți comanda oameni, adică să poți conduce oameni, să te consideri un general. Chiar la final îi spun și cum să dea medalii. Deci este primul lucru, avem, efectiv, suntem împreună tot timpul, mă adresez în scris cititorului, spunându-i, suntem la etapa asta, trebuie să mai facem. Asta este o primă chestiune. A doua chestiune este că am structurat cartea pe trei mari capitole. Capitolul, fără discuție, că introducerea este înainte de a primi comanda la dacă înainte. Am folosit expresii cât se poate de consacrate mine, adică... nu știu, observă ca cercetașul, lovește ca, gândește ca artileristul, privește ca vânătorul de munte, lovește ca tanchistul, gândește ca genistul, adică am dus arme care au un ceva aparte. Cercetașul este ochiul și urechea comandantului. Vânătorul de munte este cel care întotdeauna domină cresele, este undeva sus. Tanchistul este întotdeauna cel care izbește, efectiv, tancul este mijlocul de luptă care distruge. Care sparge, da? Frontul. Care sparge frontul. Artileristul este întotdeauna în spate, adică el estimează întâi toate, tot ce poate face cu artileria, așa mai departe. No, bun, și atunci am structurat-o pe trei capitole. Primul capitol este cel al observării în jur, pentru că avem
tendința asta de a fi superficial în ceea ce se întâmplă. Adică am auzit, am văzut ceva, numai puțin, între a vedea, a privi și a observa este o diferență. A observa înseamnă să te duci acolo și să vezi fiecare detaliu, ce mișcă. Să și filtrezi prin minte. Bun, al doilea lucru, și aici am dat un exemplu care mi s-a părut relevant, există o formulă folosită de militari, a fost folosită de militari în Afganistan cu 0-5-25-200. Adică atunci când mergeau într-o acțiune, pentru a fi sigur că nu există dispozitive explozive sau că pot fi atacați, cel care era, eu știu, sus pe turelă, se uita de jur împrejurul mașinii de luptă să vadă dacă se pot debarca. După aceea, celălalt cobora și în jur, se uita la 5 metri să nu fie mine, să nu fie dispozitive explozive. Apoi coborau mai mult și făceau niște pași în față și se uitau la 25 de metri. Apoi făceau toți un pas sau pași în față, se uitau la 200, ca să fie sigur că tot ce este în jur mi-e prieten numai mie, adică controlez. Ei, asta am recomandat și cititorului, nu să se oprească la ceea ce înseamnă am văzut ceva. Nu, observă bine, observă-te și pe tine, că tu ești zero, da? Uită-te în interiorul tău. Cel mai important. Exact, să vezi ce resurse ai, ce experiență ai, de câte ori ai fost bucuros de succes și așa mai departe. Bun, apoi uită-te la neamuri, de spun de, la foarte mulți oameni. Eu, Roman, sunt produsul profesorilor mei, celor cu care am interacționat. Dar o mare parte din mine e tata și mama și bunicul și bunica, adică neamul din care vin. Pentru că gena noastră, cineva, era un studiu că 60% din fericire este dată de genă, da. Da? Nu de ce facem. Bun, eu sunt foarte mândru de neamul din care vin. Văd unii oameni spun, nu mă înțeleg cu mama, nu mă înțeleg cu tata, sunt traumatizat. Ok, du-te înapoi. Vezi cum a fost copilăria, discută cu ei, ești om matur, nu rămâne cu traume respective. Mai departe, următoarea etapă este să analizezi, adică să, nu că am văzut, să le pui pe hârtie și să începi să spui la ce îmi folosești informația asta, nu știu, este o informație care îmi dă notă despre concurentul meu, este o informație care îmi dă notă despre posibilul client, adică analizează ce ai văzut, ce ai auzit, ce ai citit, ce pot și așa mai departe. Bun, capitolul 2 este dus pe ceea ce înseamnă a planifica, a organiza, a conduce, a controla, a coordona. Expresiile sunt foarte frumoase, ți-am spus, cu vânătorii de munte, dar ceea ce am pus accent este următorul lucru. 1. Noi ori pornim la organizare fără să fi făcut o planificare, ori facem o bună planificare și când e la organizare am obosit, nu mai avem vreme să facem treaba asta. Se întâmplă. Da. Ori ne-am apucat să facem lucru și după aceea ne dăm seama că ceva n-a ajuns. Am un exemplu elocvent. Într-o lucrare de licență am scris o chestie foarte interesantă în care cineva și-a planificat foarte bine crearea unei rețele de calculatoare. I-am sosit calculatoarele, firma, soft și zice, doamne, dar oamenii nu i-am pregătit. Aoleu, mai trebuie să pierdem încă o perioadă de timp. Și atunci mi-am amintit de ce spunea Ion Antonescu atunci când a venit la conducerea armatei și le-a spus la ofițer, vom aduce armament german. Întâi îl învățați teoretic, până sosește în curte, să nu fie o noutate pentru voi. Ei, această chestiune de sincronizare, adică am învățat cu arbori de pertinență, am învățat cu drumul critic, dar dacă întrebi oamenii, băi, le folosiți? Astea sunt teorii. Ei, nu sunt teorii. Matricea de sincronizare, noi militari o folosim și o și descriu aici, o folosim foarte clar. Cine, ce, unde, ce și de ce. În momentul în care unul vede în matrice că dacă el a dus calculatoarele, celălalt trebuia să fi făcut pregătirea, celălalt trebuia să fi făcut legătură și așa mai departe, oamenii realizează că depind unul de celălalt și că procesul nu va funcționa dacă unul nu face activitatea respectivă. Bun, deci am discutat despre procesul de control, de coordonare. M-am dus la capitolul 3. Aici, apropo de asta, am adus în atenție ce am spus mai devreme. Am vorbit despre modul de a conduce oamenii, acel cu bilanțul în care lovește în toată lumea, partea cealaltă în care am învățat să fac analiză post-acțiune, partea cealaltă în care am învățat să dau feed-forward și recomandarea de a fi, am ajuns când eram general, ceva de genul în care echipa lucra și eu eram membru în echipă, adică nu trebuia să fiu eu, numai eu responsabil. Deci oamenii știau ce au de făcut, dar a fost o perioadă mică din activitatea mea și o recomand tuturor celor care citesc cartea, pentru că se poate. Adică cea mai faină echipă este echipa în care nu există șef. Nu te vede lumea ca cel care, vine, ne controlează, face. Nu, este partenerul care face treaba. Unii spun, pe banii mei niciodată. Ok, fiecare cu mentalitatea lui.
Și al treilea capitol este capitolul motivării. De ce spun motivare? Pentru că, nu știu, credem că dacă dăm bani, și am auzit chestiunea asta cu dăm bani, sunt obligat să fac orice. Eu sunt angajatorul, eu plătesc, sunt 10 la ușă, te dau afară, vine altul. Nu cred că ăsta este cel mai important lucru, să zici că îl condiționezi în bani, pentru că deja lumea tinde să își găsească, se reprofilează, noua generație nici nu se uită spre carieră. Marea majoritate, fac o paranteză aici, am citit un studiu în care tineri ofițeri lituanieni spuneau că acel spirit de casă nu mai există. Eu nu mă duc cu ei la băut, pe mine nu mă interesează prieteniile, cum mă trebuie, nimic. Pe mine mă interesează un lucru. Port uniforma de la 8 până la ora 16 și vreau două lucruri. Să mi se spună ce am de făcut, să fiu bătut pe umăr atunci când am făcut bine, să mi se spună unde greșesc și să mi se recomande ori să citesc, ori să fac mai mult și în rest, la revedere. Adică ideea asta de castă, de tinde să dispară. Noua generație nu se uită la chestiunea asta, se uită mai mult la valorile lor. Se întâlnește așteptarea mea valorică cu așteptarea sau cu ceea ce mă oferă compania, vin dacă nu, la revedere. Deci atunci când discutăm despre motivare, cartea este scrisă și pentru angajat și pentru angajator. Adică atunci când discutăm despre motivație, uită-te la tine. Ce te face să vrei? Eu, spre exemplu, toată viața, și mi-e greu acum, enorm de greu, toată viața eu am muncit fără să mă gândesc la bani. Deci pentru mine banii au fost întotdeauna un instrument care a fost la îndemâna soției. Să țină casa, copilul și așa mai departe. E, acum mi-am dat seama că este un instrument, dar în același timp este un instrument pe care îl folosești ca, cum să zic eu, ca și valorizare a ta. Sau muncii tale, înainte valoriza armata. Ei, mi-a intrat salariul pe card. De acum trebuie să mă fac valorizabil ca să vină banii respectivi. Ei, unii muncesc pentru bani, alții, mă refer la ceea ce înseamnă motivația, da. Alții lucrează pentru că le place să fie utili, da? Unii lucrează că sunt un pic narcisiști, da? Unii sunt câteodată un pic și paranoici. Să fim foarte atenți la toată chestiunea asta, pentru că, sau mici, psihopatii, se întâmplă și asta. Bun, deci asta este o chestie de interior. Apoi este partea cealaltă de motivare, adică atunci când eu lucrez cu cineva, trebuie să găsesc instrumentele. Țin minte că Napoleon, într-o carte, spune că era pe un deal undeva și îi spune unui colonel polonez să cerceteze un vat ca să poată trece și ăla, în loc să trimită niște patrule să cerceteze, ia un escadron și trece el. Trece râul, mai mult din jumătate din escadron se neacă, ajunge pe mal. Napoleon pleacă acasă de acolo, dar el a salutat și Napoleon s-a dus la cort și a zis la asta să-i dați medalie. N-are minte, dar merită o medalie. Atunci mi-am dat seama că unii dintre noi suntem cei care spunem nu am nevoie atât să-mi vorbești de bani. Nu, am nevoie să-mi vorbești mult de recunoaștere. Că pui poza la panoul companiei, păi dai o medalie. Suntem diferiți, fac nicio discuție. Sunt unii care pun trup și suflet în organizația din care fac parte pentru că își văd cariera acolo. Dar ca să-și o vadă cineva, trebuie să le explice pașii pe care trebuie să-i facă, să fie ajutat, să fie trimis, să fie cultivat și așa mai departe. Ei, în povestea asta, din subcapitolul cu medalii, eu dau câteva din elementele pe care eu le-am practicat, trăirile mele, inclusiv eu am fost o persoană care era pentru medalii. Deci pentru mine recunoașterea muncii mele era mai importantă decât ceea ce însemnau banii. Și ultimul subcapitol din capitolul 3, eu am fost comandant la Lupii Negri din Tătăraș și lupii au un crez foarte frumos. E un crez pentru ceea ce înseamnă război. N-am să-l citesc, că provoc cititorii sau telespectatorii să meargă să cumpere cartea de la Cărturești, dar ei au un crez care ține de individ, deci de potențial. Sunt lup, sunt valoros, am experiență și în partea cealaltă se îndreaptă spre echipă. Nici un om lăsat în urmă. Ei, pornind de la crezul lupilor, am creionat un crez al omului. Adică și eu pot fi cel mai bun din firmă, și eu pot spune că a mea companie este cea mai bună din orașul meu, și eu pot spune că produsele pe care le facem sunt cele mai bune, pentru că cred, da? Este un crez al meu. Dacă n-am crezul ăsta, așa cum eu dacă n-aș vorbi despre coaching cu credință, deci trebuie să spui, bă, e o nelernicie, dar nu știu ce e aia. Da? Deci trebuie să crezi. Ei, și al doilea lucru pe care l-am făcut, eu
merg foarte mult pe ideea de performanță, dar o performanță făcută echilibrat, da? Adică eu nu văd să ai un mare succes dacă, nu știu, ți-ai neglijat familia, n-ai timp să crești copilul, trec ani... Sacrificii prea mari. Exact, da, să fii echilibrat. E, totuși am pus acolo un angajament, pentru că noi militarii jurăm. Acum eu nu o să pun cititorul să jure și așa mai departe, dar l-am provocat să-și scrie un angajament în care am spus... Facem această scurtă pauză pentru a te abona la acest canal de YouTube. Apasă acum pe butonul roșu din dreapta jos pe care scrie abonează-te sau subscribe. Unde se găsește, ce vrea să facă, ce resurse ai la dispoziție, cine este cel care va fi de ajutor, pentru că, vedeți, întotdeauna ai nevoie de un supervisor, de cineva să fie, clienților mei, pe clienții întreb, cine este cel mai de încredere sau pe cine vrei să bucuri. Nu-i spun copilul, ok, și cum se bucură copilul, dacă mă vede să-mi vin. Am avut un client, mi-a plăcut așa de mult, după fiecare, la fiecare întâlnire nouă, întrebam ce a zis copilul. Și spune prima reacție, copilul a zis, bă, tu știi să zâmbești. Deci ăsta a fost obiectivul, dom'le, eu vreau să mă schimb pe mine în ceea ce fac, să aduc zâmbet la copil. Nu, bun, eu le spun, luați-vă pe cineva martor, adică dacă... Vreți să vă țineți de angajament, trebuie să aveți feedback-ul. Feedback-ul nu-l puteți primi de la voi. Trebuie să fie cineva în exterior. Ei, și ultimul punct pe care îl pun, e tot structurat așa militarește, cu misiune, cu obiective, cu sarcini, cu execuție, comandă, control. Ei, ultimul punct pe care îl pun, ultimul punct în angajament este așa, recompensă sau pedeapsă. Adică îi propun omului să scrie singur. Dar dacă îmi îndeplinesc obiectivul, mă recompensez cu... Am clienți care vorbesc despre faptul că, nu știu, își vor permite să... Am o clientă care îmi spune așa, că își va permite o vacanță de sărbători. Deci dacă mă îndeplinesc obiectivul, în luna ianuarie plec cu familia. Ok, este un obiectiv. Dar dacă nu îndeplinești, acolo le spun și pedeapsa. Adică trebuie să fim masochiști, Doamne ferește, dar trebuie să-ți treci. Bă, dacă nu voi face, trebuie să fac abstinență. Habar n-am de la ce. Nu știu, nu mai duc. La urmă, fiecare stabilește singur. Nu? Da, deci finalul este ăsta. Angajează-te structurat la faptul că vrei să faci ceva. Am primit feedback-uri de la... Am avut câteva persoane care, înainte de lansarea cărții, sunt într-un club și a trebuit să fac o... cum se numește? O tombolă, da? Da. Și am zis că asta este oferta mea. Și am primit deja de la câteva persoane feedback-uri. Sunt, cred că, aș putea zic două, mi-au plăcut, sunt mai multe, dar două mi-am reținut, zice. Unul spune așa, am ajuns la pagina 40, am scris o groază de lucruri pe care nu le-am știut. S-a părut interesant. Până la pagina 40 suntem de la cuprins la cercetează. Da. Asta a fost o chestie bună. Și altcineva, fost militar, și nu din România, ci din Republica Moldova, mi-a spus așa, n-ai putea să faci ca a ta carte să ajungă în școli? Pe mine m-a impresionat, adică când am zis treaba asta, înseamnă că este scrisă, cum să spun, de așa natură încât este ușor citibilă. Asta a fost și interesul meu, să nu folosesc terminologie, deși folosesc și o duc undeva sub sol ca oamenii să înțeleagă. Sunt elemente de terminologie militară pe care le explic, dar le folosesc mai puțin. Am încercat să am un limbaj undeva între academic, pentru că totuși sunt general și nu s-ar fi căzut să fie așa simplă, dar fără să fie o chestiune care să aducă coaching sau termeni de coaching pe care oamenii înțeleg termeni militari foarte mulți. Nu, am încercat să fie citibilă. Hai să te întreb, pentru că aici noi am mai discutat la acest podcast despre coborârea acestor profesii sau acestor științe noi care au apărut, inclusiv coaching-ul, până la un nivel mai jos sau să-l începem de mai de jos, să începem chiar din școală. Pentru că la noi s-a împământenit ideea că coaching-ul este pentru high life, pentru, numai pentru manageri, pentru managerii de top. Dar eu trăiesc, am clienți care sunt chiar tineri care au terminat școala și vor, se gândesc către ce drum să apuce. Deci eu cred că chiar de aici ar trebui să începem, de la școală, să pregătim oamenii atât în ceea ce privește coaching-ul, dar sunt și alte terapii, să-i spunem, pe care despre relații, de exemplu, cred că ar trebui să învățăm pe copiii noștri cum ar trebui să treacă peste un insucces într-o relație, în viață, pentru că avem, cu toții trecem prin aceste lucruri.
Până unde crezi că am putea coborâ? Radule, aici sunt trei lucruri pe care le văd eu relevante. Primul lucru relevant este că psihoterapia era o chestie de care fugea toată lumea și acum auzim la televizor vedetele care au psihoterapeut personal. Da, e o modă. Deja e la butonieră. Da. Bun. O să ajungem și la ideea că o să avem un coach personal. Ca așa suntem noi, snopii de alea. Bun. Dar în Marea Britanie, în țările anglosaxone, în Statele Unite, există acest lucru. Bun. Asta este prima chestiune. Trebuie dezvoltată o cultură. Eu tot încerc. Sunt întrebat de foarte multe ori de ce folosesc blogul și dau elemente care țin de coaching și le împrăștii. De ce nu chem oameni la ședințe să fac bani? Pentru că ideea asta de la ce îmi folosește coaching-ul trebuie întâi înțeleasă. Dacă lumea nu înțelege, n-ai făcut nimic. Mai este o chestiune care ține de definirea coaching-ului. Când îi spui omului, nu sunt psihoterapeut, nu sunt consilier, nu sunt instructor, nu sunt mentor, și ce ești? Deci e o chestiune de a explica, pentru că multă lume spune coaching-ul se face, nu se explică. Și totuși trebuie explicat. Deci trebuie explicat cu ce lucrează sau pentru ce lucrează și coaching. Și să știe clientul la ce să se aștepte, pentru că mulți se așteaptă la soluții. Exact. Bun. Și noi, coaching, nu dăm soluții. Corect. Așa. Eu sunt centrat pe soluții, dar nu sunt soluții să le dau eu, exact. Să le obțină clientul. Alții sunt centrați pe transformațional. Trei. Este și o invazie de coach în sensul în care, și nu sunt definiți, pentru că unii sunt life coach, career coach, executive coach și așa mai departe. Ei, lumea spune, domnule, bă, ce era coachul pentru viață? Ce e coachul pentru carieră? Păi pentru carieră trebuie un consilier, nu trebuie un coach. Da? Adică vine cineva, îți face un test, vede ce personalitate ești, zice, fă-te inginer. Nu, tu fă-te psiholog. Da. Și omul zice, bă, pentru ce îmi trebuie coaching? Mă duc la consiliere educațională și am rezolvat. Adică trebuie explicat unde și ce se întâmplă. Al treilea lucru pe care l-am sesizat este că întotdeauna în România există lasă-mă că merge așa, adică ce performanță, bă, să fim oameni serioși. Doi, ce stres și burnout, hai să fim serioși, înjurăm de mamă, bârfim și așa mai departe și am scăpat. Coaching-ul sau conceptul vine dintr-o lume anglosaxonă care tot timpul s-a centrat pe eficiență și performanță. Ei, până când nu va uita, pentru că în România companiile multinaționale au servicii de coaching sau au achiziționat servicii de coaching sau coach intern, fără nicio discuție. Deși și aici este periculos, este ca și cum eu aș fi fost și general în activitate și coach pentru subordonații mei. Să fim serioși că nu ține. Cam greu. Nu ține. Chiar imposibil. Exact, da. Adică aud că există coach intern. Ok, coach intern s-ar putea să fie bun pentru cei de jos, jos, jos. Dar când te duci mai sus, spune, hai colega, n-are sens să-ți povestesc, plus că discutăm de confidențialitatea contractului și mai departe. Deci, din perspectiva asta, occidentalii sunt mult mai atenți. Sunt miliarde de euro sau de dolari care circulă în zona asta. Sunt câteva mii în Europa de Est, cred că sunt vreo 7000 de coach. În România sunt vreo 1500 ceva de genul ăsta, dintre care, într-adevăr, m-am uitat că eu sunt în Federația Internațională de Coaching și acolo în România avem 7 sau 8 care sunt meșteri, da? Maestri. Da. Toți ceilalți sunt un nivel mai jos. Un nivel mai jos. Inclusiv eu sunt la început de carieră. No, bun, deci trebuie explicat. Acum, unde ar merge? Eu sunt în clubul Rotary și s-au provocat fiecare generație de tineri care vin în Rotaract să avem o întâlnire pentru ceea ce înseamnă pentru ei auto-coaching. Adică știu că nu vor veni să facă ore de coaching cu mine, dar măcar îi introduc în zona asta spunându-le ce mici instrumente își pot folosi pentru ceea ce înseamnă managementul timpului, pentru ceea ce înseamnă relaționarea cu oamenii, pentru ceea ce înseamnă renunțarea la convingeri limitative, pentru ceea ce înseamnă false percepții și așa mai departe. Există companii care încep să lucreze pro bono cu studenții. Am înțeles că și la Cuza, dacă nu greșesc, există totuși un curs de coaching, mi se pare că Magda Țepoi îl ține, da? Așa. Deci ar fi o variantă să fie un opțional. Problema care se pune este următoarea. Trebuie să recunoaștem faptul că este doar formula de dezvoltare a culturii de coaching, pentru că atunci când mergi în mediul universitar și vorbești despre coaching, asta nu înseamnă că omul beneficiază de ședințe de coaching, da? El beneficiază de elemente de cunoaștere sau de explicare a unui proces care îi poate fi util în viitor pentru dezvoltarea în carieră și mai departe. În schimb, ceea ce pe mine așa, nu știu, un pic mă intrigă, este faptul că eu am mai discutat cu oameni care au companii și unii dintre ei spun, da, am avut niște team building-uri și niște, în fine. Bun, și când îi provoc să uite spre partea pe care o alocă pentru dezvoltarea personalului și să spun, ok,
uită-te un pic dacă nu poți de la instruire, de la training, da? Să iei ceva. Și tu, da, e vânzător, trebuie să facă cursuri, e nu știu ce. Și de fiecare dată când spun, ok, tu ai încercat aceeași rețetă, da? Adică aduci și nu merge. N-ar trebui să te uiți un pic să vezi că poate nu cunoștințele pe care le pui la dispoziție sunt elementul pe care, de care are el nevoie. S-ar putea să fie ceva în interiorul lui, ceva din sistemul echipei, ceva din motivarea lui, că sunt unii oameni care, nu știu, agent de vânzări. El prin telefon, da, dar în momentul în care îl trimis să discute cu clientul, se pierde. Nu-i place. El așa, la distanță, virtual, funcționează. Ei, acel om are ceva. Ideea asta că nu poate exprima sau că nu comunică bine față în față cu oameni. Astea sunt probleme care nu țin de terapie. Soția mea este psihoterapeut. Astea țin de ceea ce înseamnă un exercițiu, un antrenament pe care omul nu l-a făcut niciodată, pentru că nu s-a întrebat niciodată care ar putea să fie. Spune mai devreme, soluțiile sunt la oameni. Dar oamenii, ca să-și găsească soluții, trebuie să tot întreb, dar de ce? Acum? Dar te-ai gândit? Dar când? Dar cine ți-a mai spus? Și așa mai departe. Țin minte, mie îmi place foarte mult întrebarea pe care o pun clienților. Ok, și tu ce părere ai? Sau cum vezi? Nu știu. Și dacă ai ști? Și mi-a tot... Da, dacă ai ști și începe să vorbească el. Deci el. Prima lui reacție este, nu știu. Dar când îi spui și dacă ai ști, începe să spună. Și te întreb, omul ăla, în dialogul interior, și-a pus vreodată întrebarea? Cu siguranță. Așa este. Vasile, spre final vreau să mai arăți o dată cartea și să o spui exact unde o pot găsi și unde te pot găsi pe tine cei care sunt interesați de serviciile de coaching. Pe internet? Da. Iașul nostru nu e mare. Da, deci, știu, de găsit știu, dar da. Noi suntem prezenți în toată țara, să știi, cu acest podcast. Bun, deci primul, discutăm despre cartea, se găsește la Cărturești. E cea mai tare librărie din Iași. Nu fac reclamă, dar trebuie să spunem că acolo o găsim. Legat de persoana mea, acum, cred că este accesibil tuturor. Cred că nu mai există om care n-are Facebook. Da? Vasile Roman, executiv coach, mă găsiți pe Facebook. Mă găsiți pe LinkedIn. Nu știu dacă e nevoie, nu cred că e nevoie să dau telefonul pentru așa ceva. Nu. Da, mă găsiți pe www.vasileroman.ro, este blogul meu. Mă găsiți prin prieteni, cu siguranță, adică eu întotdeauna am spus că nu sunt cunoscut la Iași, nu e o falsă modestie, dar Iașul nostru este mare, adică nu trebuie toată lumea să știe cine este generalul Roman. Dar am convingerea că cineva care vrea să dea de mine, întrebând, mă va găsi. Dar până să dați de mine, eu vă provoc să vă descoperiți mai bine, da? Să vă descoperiți într-o excursie, da? Nu, într-o călătorie, nu excursie, într-un marș, da? Alături de mine prin această carte. Vă va fi cu siguranță de folos. Vreau să-ți mulțumesc și promit celor care ne urmăresc că vom reveni cu noi emisiuni pentru că trebuie să explicăm mai clar ce înseamnă coaching. Mulțumesc pentru prezență. Eu îți mulțumesc că m-ai invitat și vin de fiecare dată cu drag. Că e pentru beneficiul oamenilor, nu-i pentru, trebuie să recunoaștem, și pentru un interes al nostru, dar important este beneficiul oamenilor. Exact, binele pe care îl putem face. Uh-huh. Dragii mei, cu voi, cu siguranță mă văd data viitoare. Toate cele bune! Abonați-vă la acest canal, dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune, Radu Prisăcaru, pe data viitoare! Vă aștept pe www.raduprisăcaru.ro